Vulturii se adună din nou. Aceasta este iulie 1, 2020. Dragi binecuvântați, ce ne-a spus profetul nostru Vultul duminică, avertizarea, judecata este aproape. A privit în depărtare și a prezis și a avertizat lumea despre ce urma să vină, dar l-au respins și au crezut că au scăpat de mânia sa. Fratele Branham a spus, acum ne aflăm că America noastră mândră nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu. Eu nu văd nimic pe ce să clădesc. Nu poți clădi în politică, ea este dusă. Nu poți clădi în viața socială pentru că este atât de demoralizată. Nu există nimic pe care să poți clădi și nu vă puteți pune nicio speranță în nimic. Păi, nu puteți face nimic cu biserica. Este atât de formală și dusă. Nu a mai rămas nimic. Și-au vândut deja dreptul lor de naștere pentru un blid de linte și ei așteaptă doar judecata. Duhul Sfânt a străbătut această națiune, arătând semnele și minunile sale, iar ei au respins mereu harul său. El se dovedește pe sine și se adeverește prin marea sa adeverire, că El este cuvântul lui Dumnezeu manifestat în această zi și ei încă îl resping. Vedeți? Acum nu a mai rămas nimic. Fratele Iosif continuă, n-a mai rămas nimic, niciun loc unde să mergi și niciun loc unde să clădești. Nici o cale de a scăpa de judecata sa viitoare, decât cuvântul său, acest mesaj care este calea de scăpare asigurată de Dumnezeu pentru sămânța sa predestinată. În timp ce lumea trece prin judecata sa, pregătindu-se să moară, noi ne pregătim să trăim etern. Acum trăim în Hristos o viață biruitoare deasupra păcatului, a morții și a iadului. Noi avem deja biruința. Suntem dovada biruinței sale asupra morții. Satan încearcă să ne spună zilnic, tu nu o ai, dar laudă lui Dumnezeu. Acum știm fără nicio umbră de îndoială și îi putem spune. Cu ceea ce frate Branham spune aici, o am, amin, El mi-a dat-o prin harul său, o simt, știu. O văd lucrând în viața mea, m-a schimbat și conform acestei cărți de aici, El a spus că eu am viață eternă și nu voi putea veni la judecată, ci am trecut de la moarte la viață, pentru că El a luat judecata pentru mine în locul meu. Și dacă El a plătit prețul, nu încerca să mă aduci la vreo judecată. El a făcut-o pentru mine și eu am acceptat-o. Da, Domnule! Fratele Iosif continuă, lăudat să fie Domnul. El a plătit prețul pentru noi, a luat judecata de la noi și apoi ne-a trimis pe profetul său pentru a ne conduce în țara făgăduită, unde vom avea viață eternă. Să venim înaintea Domnului Său în această seară și să-i mulțumim de tot ce a făcut. Așteptăm cu nerăbdare tot ceea ce va face El și să-i spunem să ne pregătească pentru ceea ce ne va dezvălui în această duminică. Fratele Iosif Branham, sunt bucuros să fiu parte din acest grup micuț care urmărește judecata iminentă și scapă. Sunt bucuros să fiu parte din acel grup care iubește apariția Lui. Fratele Branham spune în predica anterioară de duminica trecută, a spus că având Duhul Sfânt te face apt să trăiești și spiritual vorbind, te spune, nu voi asculta la nimic altceva decât de Duhul Sfânt. Vorbind bisericii. Sunt bucuros să fiu parte din acest grup și sper ca și voi sunteți. Vă rog, distribuiți acest link video. Plăceți-l, abonați-vă la el și distribuiți linkul video la alții pe WhatsApp, în jurul lumii și oriunde sunteți. Fiți misionari, împărțiți lumina. Lumina Evangheliei pentru acest timp. Aveți linkul de sus în descriere care va direcționa oamenii la cea mai pură formă a lui Dumnezeu pe care o avem, mesajul orei. Îi mulțumim fratelui Iosif, Voice of God Recordings, tuturor angajaților pentru ce fac și tableta Agapao, Lifeline, Radio Vocea,
Vă rog, abonați-vă la aplicația Lifeline, descărcați aplicația, o să vedeți pe ecran acum că puteți descărca aplicația pe Branham.org și dacă aveți prieteni sau rude, alți credincioși din diferite părți, vă rog, ajutați-i să se înregistreze pentru notificări, pentru notificările Lifeline de asemenea. Pentru vulturii se adună scrisori ca să aveți acces direct în multe limbi diferite în care sunt făcute. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi plăcută și așteptăm cu nerăbdare duminica următoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.